Îmi place să vă arăt pentru că e de-a dreptul straniu să mai vezi un produs făcut în Europa de Est. Și dacă eram obișnuit numai cu ciocolățele străine, pentru că așa suntem noi, niște scrifosiți și rafinați, ciocolata românească nu mai e bună, oricum e străină, că e cumpărată de străini. Uite că am găsit, dintr-un accident, nu știu cum să spun, o ciocolată cehească. Vreau să vă spun că e copleșitor de grozavă și are niște varietăți dintre astea de produs interesante. Acum, știți cum e, lucrurile bune se făceau și aici. Ideea era că partidul era finanțatorul. De când toți au vândut băncile la străini, băncile lucrează după sistemul lor de interese și atunci e firesc. Îți dau creditul mai scump, sunt cămătari, cam cum se manifestă ăștia pe aici, pe România. Distrugători de orice. He, și din perspectiva asta, este firesc aproape să nu mai vezi nimic din Europa de Est. De ce? Că nu mai există finanțatare ca atare. Și dacă nu mai e finanțator, nu mai vezi ce să mai existe. He, îmi place să vă arăt că ăștia s-au descurcat. Cred că ori fi evrei și ori fi suficient de isteți și tu să manevreze banul, au relația lor cu băncile și cu siguranță că fac treabă. Una peste alta, toate trăgând linie, nu ca la Mamaia, totuși e o chestie grozavă și salutară.